erau trei negri, iac, iac, țidrac și iac, țidrac, țidrone mai rău. Și trei negrese, tipi, tipi, tripi și tipi, tiri, pim, pompone și s-au căsătorit, iac, cu tipi, iac, țidrac, cu tipi, tripi și iac, țidrac, țidrone, cu tipi, tiri, pim, pompone. Și au avut copii, iac, cu tipi, l-au avut pe mac, iac, țidrac, cu tipi, tripi, l-au avut pe mac, țidrac și iac, țidrac, țidrone, cu tipi, tiri, pim, pompone, l-au avut pe mac, țidrac, țidrone. Într-o bună zi, mac, țidrac, țidrone s-a dus în pădure și a văzut un mango fazon pițigulin cu trei țepene într-o stare de cococifază. Uluit, mac, țidrac, țidrone merse la mama lui tipi, tiri, pim, pompone și spuse: hai, mămică, o să-ți arăt o ciudățenie în pădure. Ajungi la fața locului, tipi, tiri, pim, pompone și dojeni fiul: vai, mac, țidrac, țidrone, dar acesta nu este un mango fazon pițigulin cu trei țepene într-o stare de cococifază, ci este un obibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de pâgârlepiță sau un gogulator cu scovița scoasă.